Aproximativ 8% dintre angajații din România sunt agresați psihologic sistematic la locul de muncă, iar acest fenomen, mai puțin cunoscut ca atare și denumit de către specialiști mobbing, nu este mai frecvent la noi decât în alte țări ale Uniunii Europene. Nivelul pe care l-am înregistrat printr-o anchetă sociologică este cel al medii europene, a declarat managerul unui proiect cu fonduri europene. Potrivit specialiștilor, hărțuirea psihologică a angajaților are consecințe devastatoare nu numai asupra stării emoționale a individului, ci și asupra sănătății acestuia, de la insomnii și migrene până la tulburări psihosomatice, ulceri, hipertensiune, boli de piele, melancolie, depresie. De asemenea, unitatea angajatoare are de suferit ca urmare a reducerii productivității muncii și a calității produselor și serviciilor. Din cazuistica studiului rezultă că, deși hărțuirea psihologică la locul de muncă este preponderentă de aproape 72%, există și situații care țin de discriminarea de gen, hărțuirea sexuală, conflicte de muncă reale, dar și de sfera patologicului. În cazul mobbingului, agresiunea asupra salariatului are un caracter sistematic și se realizează prin intimidare, umilire, discreditare, izolare, stigmatizare. În cadrul proiectului a fost înființat în capitală primul centru anti-mobbing din România, unde victimele primesc consiliere psihologică, juridică și orientare profesională.